prezenta un număr de stand-up comedy și vă voi vorbi despre inteligență și emoții. Inteligență și emoții, da, pentru că sunt două lucruri foarte interesante în viața noastră. Dar nu voi apărea în fața dumneavoastră ca un normal, ci voi fi un câine. Voi fi un câine cu emoții diverse. Ce, voi fi puțin mai rău, puțin mai bun, mai supărat, mai bucuros, înțelegeți? Deci emoții așa mai diverse. Și ca să începem, dacă aș fi fost un om normal, vă dați seama, dacă mergeam prin oraș și mă plimbam și vedeam pe cineva, o fată, o doamnă, cu decolteu, îmi părea foarte interesant, pentru că ce, sunt un om, nu? E normal, ești interesat, te uiți, privești și ai emoții ca să te apropii de acea persoană și nu, ești constrâns să te apropii. Ce? Când te apropii mai mult, ce se întâmplă? Îți creezi emoțiile, pentru că e normal. Și lucrul cel mai dificil, dacă acea persoană este îmbrăcată și în minijup, vă dați seama ce greu mi-ar fi eu ca persoană să mă pun în patru labe ca să observ. Așa o să fiu un câine pentru că mi-e mai ușor ca să mă exprim. Dacă mă deranjează cineva, fiind câine, pentru mine, e foarte ușor să reacționez, vă dați seama, cineva mă stresează, mă deranjează. Ce? Nu vreau, ca om, nu pot să mă bat, nu pot să fac nimic, pentru că vă dați seama. Îmi dă amendă, se întâmplă multe chestii urâte și ciudate. Dar așa câine, pot să fac ce vreau. Oricând și oricum, pentru că sunt câine, un câine nervos, mă dați seama. Dacă mă deranjează, mă piși pe el de șmecher, că sunt câine, da, normal. Ce să fac? Și acum, no, fiind câine, să vă vorbesc, să vă spun o poveste. Povestea unui câine supărat, cu emoții supărat, trist, nu mă mai interesa nimic. Nu vrea să mănânce, dacă trecea pe lângă el o cățea, etc. El, nimic nu-l mai făcea fericit. Of, inteligență, unde ești? Unde te-ai dus? Unde ai plecat? Nu mai vezi pe Laica că trece pe lângă tine? Și tu tot supărat ești. Asta nu are nimic. Știi tu, vorba aia între câini. Când e totul ok, îi spui și tu, bate laua! Da, și acum să reluăm discuția și să trecem la inteligență, la emoții. O cățelușă pe emoții. Cu emoții foarte, foarte diverse. Stați, știți cum e o cățelușă când e așa mai fericită și așteaptă ceva, stă cu botul pe labe. Și, ba, se plimbă pe aici colo, se joacă, e fericită, cântă, ha, 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 se joacă, ha, 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 ha. Nu? Și, da, toată viața așteaptă ceva, e așteaptă tot timpul, ea stă în patru labe pentru că e cățelușă, nu? Așteaptă să vină cineva să-i umple inteligența și să nu dea pe afară, înțelegeți, să-i umple toată inteligența, să nu dea pe afară și să multiplice toate emoțiile din lume, să le uniformizeze într-un singur post și să multiplice tot, să facă multă inteligență, să facă mult și mai multă inteligență feminină și de gen feminin și de gen masculin, pentru că ea, orice ai da, orice ai face, nu interesează altceva, interesează doar emoțiile. Doar
Inteligența! Aia de jos! Aia de jos!